Raliul Sibiului a fost anulat din motive de forță majoră. Competiția ar fi trebuit să aibă loc în perioada 27 februarie-1 martie. Din cauza condițiilor meteo dificile și din motive de asigurare a securității participanților, s-a luat decizia anulării etapei din campionatul european de raliuri. Se arată într-un comunicat de presă cu un procent de 75% din probele speciale la o altitudine de 1600 de metri și cu speciala de pe Transfăgărășan la o altitudine de 2400 de metri, organizatorul raliului a considerat că siguranța participanților, a oficialilor și a spectatorilor este în pericol dacă raliul se va desfășura în formatul propus. Promotorul local a propus un format alternativ, un traseu exclusiv pe asfalt cu o lungime de 220 de kilometri, incluzând speciala pe Transfăgărășan pentru perioada 9-11 octombrie 2014. În urma acestei propuneri, Eurosport Events va analiza noul format și va decide dacă va înainta noua propunere Comisiei de Raliuri din cadrul FIA, care se va întâlni pe data de 12 martie.